Festivalul Fructelor de Mare ajunge din nou în municipiul Sighet Marmației, iar organizatorii anunță că pregătesc pofticioșilor o adevărată explozie de gusturi și arome. Timp de 3 zile în Parcul Central, oamenii sunt invitați să ia parte la o experiență gastronomică care le va oferi o varietate delicioasă de fructe de mare. Cum am fost și anul trecut, că deja la noi acum este obișnuință, în august venim în Sighet, pentru cei din Sighet Marmației acolo, în Sagața Harta, cu interes să mănânci și aia, mâncare mediteraneană. Vine marea la Sighet și începem de la pește, doradă, păstră, lup de mare, scrumbie, avem hamsi, cartofi prăjiți cu parmezan și usturoi, avem calamar pane, mini pane, crevesc pane, saramură de pește, paella, tentacule de caracați, tentacule de calamar, pui de baltă, care sunt proscuțele, rapana, care sunt merge, adică erau din copilărie, care ascultam noi pe la mare, caras prăjit. Deci avem de toate produsele pentru toți să satisfacem toate gusturile. Ușor, ușor, de la an la an, lumea se mai schimbă în mentalitate, asta și datorită că mai avem și concurență. Și împreună cu ei, noi am ușor, ușor, prin toată țara unde am mers, ușor, ușor le dezvoltăm oamenilor și simțul ăsta să nu mai mănânce mai mici și nu mai carne, să se schimbe și spre fructele de mare care sunt sănătoase și sunt mult mai ușoare. Vom fi 2 standuri, unul cu fructe de mare, în care o să fie pregătite, preparate fructele de mare, și un alt stand o să fie cu ceva shawarma, ceva porchetta, ceva care italienească. Aduce puțin și spiritul Italiei în România. Vă așteptăm un număr cât mai mare, avem și un giveaway din partea Prăpăliei Curaci, în valoare de 1000 de ron, oferim produse să se bucure de toate bunătățile noastre. Și așteptăm cu mare drag, nu cât mai mare. Festivalul Fructelor de Mare va avea loc weekendul acesta, de vineri și până duminică, în Parcul Central din municipiul Sighet Marmației, între orele 12 și 22.